Salutare tuturor și bine v-am găsit la episodul special de care vă spuneam cu Janet vs. toți brawler din joc. Pot spune că acest brawler este unul dintre cei mai buni brawler cromatici, dar are și o mecanică puțin diferită, pentru că sincer îmi doresc foarte mult ca să vină foarte, foarte rapid Star Power-ul cel de-al doilea. Primul o să fie destul de greoi și te ajută foarte mult ăsta al doilea ca să poți da hitul mai rapid. În fine, înainte de a începe, vreau să vă mulțumesc din suflet pentru butonul de like, că l-ați apăsat la episodul trecut, am făcut 5100 de like-uri. Gen 5300 când văd eu și filmez acest episod, dar am făcut în mai puțin de 24 de ore și vă mulțumesc din suflet. Hai să faceți și la acest episod, dacă se poate, peste 5000 de like-uri. V-aș mulțumi pentru că efectiv depun foarte mult efort ca să filmez în prima fază toți brawlerii 1v1 și după aceea să înregistrez videoclipul, să-l și editez. Sunt multe alte chestii de făcut. Fine, deci nu uitați să puteți face peste 5000 de like-uri. Să vă abonați la canal, pentru că știți bine că procentajul spune că foarte mulți nu sunteți abonați și e gratis, oricine poate să apese butonul de abonare. Codul Mădălin pe shop pentru că această Janet va veni luni și dacă cumva cumpărați Brawl Pass-ul, dați-mi tag pe Instagram, posibil să dăm și noi, nu se știe chestia asta, dați și un follow pe Trouă pe primul link de descriere și bineînțeles nu mai prelungim pentru că știu că nici vouă nu vă place așteptarea, așa că îi dăm drumul direct cu Janet vs. Brawlerii Trophy Road. Hai să vedem cum se descurcă versus ei. It's a tug of war, battling to keep my sanity. Say no more, say no more. I love you, but I can't keep killing me. I look at myself, I wonder why you don't recognize who you traumatize me. Now what do I do? Pick up the pieces and go. Da, era de așteptat că la brawlerii Trophy Road să nu se descurce chiar atât de bine, pentru că mulți brawlerii Trophy Road dau și HP foarte mare și știți bine că majoritatea brawlerilor care mai sunt și de distanță nu sunt buni contra brawlerilor de apropiere. Știți deja chestia asta și e destul de greu ca să fac 1v1, mai ales că eu sunt pe ambele device-uri și nu pot să fac chestia asta, adică să pot pune de la distanță ca să se bată. Dar s-a descurcat destul de bine, acum haideți să trecem la realitatea rară. Încă nu vine să cred că au rămas 4 brawler rari pe joc, dar bineînțeles că la El Primo și la Rosa nu are cum să-i facă față, v-am zis, din apropiere e destul de greu, așa că haideți să trecem direct la realitatea super rară. Cinci brawler super rari, bă, nu înțeleg din ce cauză Supercell-ul nu mai vrea să mai bage brawler rar și super rari, adică 4 și 5 brawler, știți deja chestia asta, așa că nu a putut să facă mare lucru din nou la brawlerii tanci, dar mă bucură faptul că l-a bătut la limita acolo pe cal. Haideți să trecem la realitatea epică, pentru că au ajuns să fie 10 brawler epici pe joc. Bun, la brawlerii Epic s-a descurcat foarte bine, nu mă așteptam totuși ca să facă față, dar Griff efectiv mă uimește cât damage poate să dea din apropiere. Griff-ul nu prea e jucat, care are o mecanică diferită, dar dă foarte mult damage. Da, știu că nu am făcut 1v1 versus Bonnie, dar va veni mâine episodul cu Bonnie versus toți brawlerii și o să vedeți acolo care va fi interacțiunea între cele două.
cele două surori, că știți că sunt din familia Stu și sunt surori, așa că haideți să trecem la realitatea mitică. Ah, la mitice sunt împărțiți brawlerii, pentru că unii sunt buni de distanță, cum ar fi Byron sau Sproutul după pereți, alți brawler mai sunt buni și din apropiere, înțelegeți ce vreau să zic, deci nu e o mare interacțiune la mitice, așa că haideți să trecem la legendare să vedem cum se descurcă o cromatică ca Janet. Wow, nu mă așteptam ca să-l bată pe Spike, pentru că Spike este unul dintre brawlerii mei favoriți și consider că este unul dintre cei mai buni de pe joc. Chiar vreau, dacă ați ajuns până acum pe episod, să puneți pauză și să intrați în secțiunea de comentarii să spuneți care este brawlerul vostru preferat și cu care jucați cel mai mult și cel mai mult. Așa că la Sandy acolo, cred că e la egal, doar că diferă foarte mult de cum apăs eu, că sunt pe două device-uri, dar cred că e la egal pe damage și s-ar fi putut să fie omorât în același timp. Așa că haide să trecem la realitatea cromatică, că sunt o grămadă, s-a ajuns deja la sezonul cât? 12? Da, și cam asta a fost ultima raritate cromatică, ați văzut egalitatea între Janet versus Janet, s-a omorât reciproc în același timp. Da, în fine, cam asta a fost și episodul, sper că v-a plăcut și nu uitați că mâine o să vină episodul special în care Bonnie o să o prezentăm versus toți brawlerii din joc, dar în forma ei inițială, după aceea, fără Cannon, o să vină ziua următoare, așa că dacă vreți să-mi susțineți efortul, rupeți butonul ăla de like, dați și o abonare și ne vedem mâine la un nou episod. Vă mulțumesc pentru susținere, pa, pa!